Ziua de joi, 30 aprilie, a fost o zi plină de surprize pentru administrația locală Piatra Neamț. După ședința de Consiliu Local, la sediul PNL a avut loc o conferință de presă. Deputatul Mugur Cosmanciuc, președintele PNL Neamț, a anunțat lansarea rezoluției Județul Neamț, Pol de Dezvoltare Economică Regională 2015-2030. Să vă informăm și prin intermediul dumneavoastră să ajungă în atenția tuturor cetățenilor că lansăm o rezoluție care vreau să atragă lângă ea, în jurul ei, în jurul ideii, toți acei oameni, toți acei cetățeni care cred în ea. Județul Neamț, Pol de Dezvoltare Economică Regională 2015-2030. Partidul Național Liberal își propune în cadrul acestei rezoluții susținerea următoarelor principii, față de care vreau să acceseze toți cei care cred în politica liberală. Atragerea de resurse umane care cred în principiile, valorile liberale, dezvoltarea infrastructurii, crearea locuri de muncă. La rândul lor, atât primarul interimar Dragoș Chitic, cât și președintele organizației municipale PNL Piatra Neamț, deputatul Radu Surugiu, au ținut să mulțumească colegilor din partid. Vreau să mulțumesc și eu colegilor din PNL. Am demonstrat astăzi că suntem o echipă unită și atunci când realizezi o construcție pe o fundație care are la bază principii solide, moralitate, acea construcție rezistă în timp. Mă bucur să constat faptul că, iată, e a doua oară când sunt cu dumnealor la masă și văd că de fiecare dată când suntem împreună avem succes. Și vreau să vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut și în calitate de președinte al Organizației Municipale a Partidului Național Liberal vreau să anunț cu bucurie, cu mândrie faptul că mă bucur să-l avem și coleg de această dată pe domnul Dragoș Chitic, pe domnul primar Dragoș Chitic și de asemenea nu pot să nu fiu bucuros de faptul că municipiul Piatra Neamț are o conducere integral liberală. Pentru că alături de domnul Dragoș Chitic, acesta este secundat de cei doi viceprimari, respectiv de domnul Vasile Popescu și de domnul Constantin Teodorescu. Primarul Dragoș Chitic a mai adăugat la finalul conferinței: garantez că voi fi un partener loial, astfel încât Piatra Neamț să simtă că se dezvoltă.